Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște melușii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat, că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Amin. Avem un lucru comun cu toți. În această viață pe care o trăim, am avut căderi. Toți, toți. L-am auzit chiar și pe fratele Ignel care este tânăr și nu mai este printre noi. Am înțeles că a avut necazuri, nu mai este în sală. A avut necazuri, am înțeles că a avut perioade de prosperitate, de belșug. Acum se înțeleg că nu mai are scala aceasta de belșug și prosperitate. Toți am fost loviți de credere spirituală, mai ales. Am căzut material, am căzut fizic când eram mici de tot. Dar pe toți, pe absolut toți, ne-a atins dezastrul acesta al căderii spirituale. Și dacă vrem să ne uităm în Sfânta Scriptură, unul dintre cei mai cunoscuți oameni care au căzut a fost Petru. Și este. Pentru că nu este dispărut. Cred că este alături de Tatăl. Petru a avut o cădere atât de dureroasă, atât de mare, aproape, aproape de dezamăgire totală. Și cuvântul din această seară vreau să vă spun, îl gândesc așa, atâta timp cât mai este o licărire de speranță, merită să încep, merită să mai lupt. Se întâlnește după înviere Petru, cel căzut. Se întâlnește cu Domnul său și cu Mântuitorul său. Față în față. Față în față. Probabil că pielea lui Petru se făcuse de grâină. Mă întreabă. Sigur o să mă întrebe. Petrule, ți-am spus că te repezi. Dacă eram în locul Domnului, asta a spus. Ce spuneam, am avut dreptate? Întrebam de trei ori. Am avut dreptate? Și Petrule, am avut dreptate sau nu am avut dreptate? Și a zis spus, da, ai avut dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Acum îl întreabă femeia. A doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Mă întreabă ce așa. Dar a treia oară sună, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Cu cine se întâlnește Petru a treia oară? Cine l-a întrebat a treia oară? Haideți să dăm puțin la 18. Tot în limba. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela care îi tăiase Petru urechea, a zis, nu te-am văzut eu cu el în grădină? Cu cine s-a întâlnit Petru? Cu ruda celui care îi tăiase Petru urechea în grădină. Ce-o fi simțit Petru? Eu nu mi-am întâlnit niciodată, nu mi-am întâlnit pe Petru ca fiind un om imens. Dar vezi că vine tata, ăla care îmi tăia pe urechea. Tu erai ăla care îi tăia pe urechea, un fiu. Și automat Petru a intrat în pământ. Și Petru acesta, terminat, descurajat, prăfuit de păcat, de dezamăgire, este șocat.
Mă iubești pe mine? Paște, merușei mei. Întotdeauna noi când prindem un frate sau o soră într-o cădere, așa ne place să-l mai batem. Așa ne place să-l mai distrugem. Ai păcătuit, ești un păcătos, ticălosului. Cum ți-ai permis? Cum ai îndrăznit tu să faci când Domnul te iubește așa de mult? Te pun la disciplină măcar 2 ani ca să te scot de la predică să te miște un locul tău. Te lovesc ca să te disciplinez. Să nu mai intrați niciodată dată. Și nu numai pentru tine, doar îi trebuie pe toată biserica. Ca nimeni vreodată să nu mai îndrăznească. Și vine Domnul și ne învață unul. Reabilitează pe Petru. Petru, stai vreo 6 luni deoparte. Și pe urmă să-ți dau o oiță. Să văd cum știi tu să o educi oița aceasta. Și dacă tu vei educa bine oița, îți mai dau vreo 10 oițe. Să văd cum te descurci cu 10, pe urmă îți dau 100, 1000. Paște, merușei mei, deodată îi spune Domnul. Deodată îi spune Domnul, pentru că Domnul este acela care analizează contextul în care Petru păcătuiește. Petru de ce a păcătuit? Pentru că a fost constrâns să păcătuiască. Spre deosebire de Iuda. Pe Iuda l-a forțat cineva să păcătuiască? Domnul era într-o mare problemă când Iuda l-a vândut? Intrase bine în Ierusalim, dar nu era prins ca să-l vândă. Iuda a păcătuit când nimeni nu l-a forțat. Iuda face prostiile cele mai mari când nimeni nu l-a provocat. Una este să cazi în greșeală când ești ispitit. Una este să cazi în greșeală când ești provocat. Și alta este să-ți găsești plăcerea în păcat. Este mare deosebire. Sunt unii care săvârșesc păcatul ca și cum ar avea un pahar de apă. Sunt unii care își găsesc plăcerea și numesc ca bun lucru păcătos. Dar pentru cei care sunt ispitiți și sunt rântiți de vrăjmași la pământ, Domnul vine cu întrebare, mă mai iubești? Mă mai iubești pe mine? Și atunci, împreună cu nelămurirea, mă gândesc ce era în capul lui Petru atunci. Așa o furtună s-a iscat în mintea lui Petru. Nu mă ceartă. Nu mă ceartă. Mă primește, măi. Ce vrea să... Probabil nici nu știa ce să mai spune Petru. A intrat așa într-un soi de purcătură. Și Domnul mai pune o picătură de speranță. Paște mierușeii mei. La o cursă de cal. Cu obstacole. A plecat cotopul. Tropul de copil. La un foc din acela cad mai mulți cai. Câțiva dintre călăreți se lovesc, fracturi de oase. Unul doar cu o luxație ușoară, se suie pe cal și pleacă. Se apropie de ceilalți care alergau. Ajunge, trece primul, linia. Și când ajunge acolo staful lui tehnic, ca la Formula 1, s-a pus și-a pălmesc peste cap. Ce ai făcut? Păi ce-am făcut? Am câștigat cursa! Am câștigat, am ajuns primul. Dar tu te-ai uitat pe ce cal te-ai urcat? Greșise calul. În urmă așa, aia s-a urcat pe alt cal și a plecat. De multe ori, creștinul cade. Dar să avem grijă. În barca cui ne urcăm. De multe ori păcătuim și din dorința aceea de a spăla păcatul. Pentru că am greșit mult. Dăm bun venit la orice lucru. În loc să ne întoarcem de unde am plecat. În loc să ne întoarcem la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne urcăm pe alt cap. Și la sfârșit, în loc de premiu, în loc de răsplată, primești lovitură de păcat. Dar odată ce te-ai urcat în barca care trebuie, vreau să vă spun că Dumnezeu te binecuvântează. Când m-am întâlnit prima dată cu Dumnezeu, am avut așa o mare bucurie. Mi-a vestit cineva Evanghelia. Eu am citit și așa am ajuns.
Și eram atât de bucuros. Și cea mai mare dezamăgire, știți când am avut-o? Când am început să ascult predici. În biserică. Mă ridicase Dumnezeu la așa un statut că simțeam că sunt fiul lui. Și am auzit niște predici că spuneam, băi, oi fi fiu sau oi fi cârpă. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu are nevoie de cârpe. Dumnezeu, în momentul când te-a născut, te-a făcut copil al lui și diamant strălucitor. Cu fețe strălucitoare, dar nu fățarnic. Dumnezeu, când ne-a născut din nou, ne-a binecuvântat să fim fii stăpâni în casa Lui. Și vine Satana și spune că tu ești un nemernic, stai în banca ta, nu mișca, nu răsufla. Nu cumva să mai spui la altul ceva că ești un păcătos. Ești un distrus, de-abia și-a făcut Domnul milă de tine și tu îndrăznești să ridici ochii, stai în banca ta acolo. Asta vrea Satana. Și Dumnezeu spune, ridică-te pentru că ești fiu. Stai la masă cu mine, stai la masă cu frații tăi, faci parte din biserica răscumpărată din mireasă. Mireasa nu are de ce să se rușineze. Mireasa este, dacă vreți, mândră, dar luați cuvântul mândru așa, în mod sănătos. Te uiți în oglindă și spui că nu apare a fi mireasă. Dacă te uiți în oglindă care trebuie, ești mireasa Domnului Iisus. Și mireasa aceasta este binecuvântată cu Duhul Sfânt, în primul rând. Și când Duhul Sfânt este prezent în tine, stăteam singur în garsoniera care aveam, nu eram însurat, dar vă spun că aveam clipe de bucurie rar întâlnite, pentru că era Duhul Sfânt acolo, era Domnul Iisus și Tatăl privea către mine. Era bucurie. Dar noi acum căutăm bucuria în ce? În ce? Nu aduceți foc străin. Nu căutați bucuria în ceea ce este materie. Căutați bucuria în Duh. Materia va trece, pământul va trece cu tot ce este pe el. Noi suntem niște răscumpărați, niște diamante, niște piese scumpe înaintea Domnului. Avem un cuvânt venit de undeva. Și spune că, Doamne, alții mai buni decât noi. Noi de o să iei. Vreau să vă spun că sunt mulți care sunt mai buni decât noi. Sunt mult mai buni decât noi, dar Domnul are nevoie de noi. Domnul când mi-a vorbit și mi-a spus că este Mântuitor, mi-a vorbit mie. N-a vorbit în general. Când Dumnezeu face o casă, un templu, știe că în această crăpătură are nevoie de o stâncă de dimensiunea lui Ovidiu, al fratele Ion, Sava, sora care vreți dumneavoastră. Dimensiunea asta trebuie și nu dimensiunea fizică, ci dimensiunea spirituală. Și când Hristos vorbește, trebuie să vii la mine, ești fiul meu. Am nevoie de tine. Vreau să vă spun că nu este altul mai bun decât tine pe pământ pentru lucrarea care ți-a credințat-o Domnul. Domnul te-a făcut și m-a făcut. Din veșnicie m-a planificat ca eu să fac parte din templul lui Sfânt. Și locul meu este stabilit dinainte și pe piatra din capul unghiului este Hristos Domnul. Iar noi la oaltă ne îmbinăm în așa fel încât să ținem zidul acesta a cetății lui Dumnezeu legat puternic. Și dacă eu spun că nu stau bine acolo, eu pe cine condamn? Nu-l condamn pe cel care a cioplit în stâncă. Și Hristos cioplește în stâncă. Și mă cioplește acasă, nu în biserică. Acasă, timp de o săptămână, eu stau acasă și eu trebuie să sufăr, eu trebuie să nu mint eu și tot ce vreți. În Evrei 6 vă spune acolo că să nu mai punem iar bazele pe învățătura despre pocăință. Astea sunt lucruri, știți cum e, ca respirația. Unui pocăit nu trebuie să-i spui să nu mintă, pentru că el știe că nu trebuie să mintă. Ar fi jenant. Ar fi jenant să întreb eu pe un pocăit, măi, pocăitule, tu știi că nu trebuie să minți? Asta e ca respirația. Viața în sfințenie trebuie să fie ca respirația. Nu poți să spui că ești pocăit și să-ți placă păcatul, să sori păcatul. Nu se poate așa ceva. Noi suntem născuți din nou. Du-te la un prinț. Și mai sunt câțiva, prin Anglia, prin Norvegia, prin Normandie. Uite, când iese în lume, cum se comportă. Elegant. O vorbire aleasă. O privire aleasă. Prințul niciodată nu se îndeamnă așa. Decât dacă a ajuns
de însurat, la 90 de ani. Dar cât este tânăr, arată frumos, aprins. Avem datoria aceasta. Să ne ridicăm la valoarea pe care împăratul ne-a dat-o. Nu vă uitați la cei care vă disprețuiesc. Nu vă uitați la cei care nu dau doi bani pe Biserica lui Hristos. Mă doare așa de mult, atât de mult mă doare, când vestirea Cuvântului nu urmărește, în primul rând, înălțarea lui Dumnezeu. De multe ori, de câte ori o fi, se vestește Cuvântul să se înalțe vorbitorul. Nimic nu are nicio importanță vorbitorul. Un vas de care se folosește Domnul la o vreme, după care vasul dispare, dar Cuvântul rămâne. Cât de mult m-a durut, am fost binecuvântat de la vorbit în ziua aceea. Am spus cuiva lucrul acesta azi. Au predicat doi frați de la noi și unul din altă parte. Și vine cineva, un om inteligent, tare, și spune, v-a luat pe toți. Dar asta urmă numai prin cuvânt, să luăm pe cineva sau să nu luăm pe cineva. Mă uit cât de puțină creștere. Și pe urmă ne ducem să ascultăm cuvinte tari în altă parte. Dar cu astea, cu laptele, ce facem? Ca să ajungi să bei o băutură tare, întâi iei laptele și crești. Nu e normal așa? Nu e să mergi să firezi la lucrurile. Întâi să crești, să te maturizezi. Și pe urmă nu te mai interesează prin cine vorbește Domnul. Când eu sunt într-o stare păcătoasă și vine fratele X nesemnat, netrecut pe numele cultului și îi spune, frate, nu te supăra, n-ar fi chiar bine ce faci. Spun că Duhul Domnului a vorbit atunci. Și nu mă interesează nici înălțimea mea, nici costumul meu, nu mă interesează nici câtă facultate are sau câtă facultate nu are. Atunci mă trezesc și spun, Doamne, îți mulțumesc că m-ai trezit, pentru că pusese Satana mâna pe mine. Și nu mă mai comportam ca un prinț, mă comportam ca un om. Așa de multe nevoi avem să înțelegem starea și statutul la care ne-a ridicat Dumnezeu. Avem atâta nevoie ca Dumnezeu să fie din nou capul nostru. Simt așa o durere când... Hai să spun dacă începe. Când parcă să facem cultură în biserică. Parcă să facem cultură în biserică. Eu cred că toți care venim aici, venim cu un singur scop. Să-L lăudăm pe Dumnezeu. Eu nu cred că cel care nu face nicio lucrare aparentă în biserică nu este bine privit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El se roagă poate pentru mine ca să vorbesc. Cu televizorul nu e mai rău. Foarte rar nu mai. N-am decât aparat de rar în mașină. Și acum vorbeam cu un preot. Dom'le, să știți că și am inteligența lor, să nu credeți că nu e așa. Doi mari preoți, îi știu și eu, Teofil Părâianu, a trecut în veșnicie și unul scapă acum, Părintele Algat. Și dă telefon cineva și spune, Dom'le, dar Domnul nu a vărsat har mai mult prin ăștia doi, că vorbeau tare frumos. Și preotul care era mediator spune, nu se știe niciodată cum este privit unul înaintea lui Dumnezeu și cum este privit altul. Noi așezăm oamenii în construcția aceasta lui Dumnezeu după cât de frumos vorbesc, după cât de frumos cântă, după cât de frumos arată. Și pentru că nu este aici soară. Sora Gheorgheș, bolnavă de inimă, atinsă de bătrânețe, știți unde stă? Cu cine este vecină? Cu cine este vecină Sora Gheorgheș? Biserica Pentecostală. Biserica Pentecostală. Și Sora Gheorgheș, bătrână, cardiacă, vine duminica pe bancă aici. Înțelegeți ce vreau să spun? Prețuiește casa, prețuiește familia. Noi suntem o familie. Și vreau să înțelegeți cuvântul acesta, familie. Tatăl meu s-a supărat când am fost la masă. Prețuiesc pe cei mai mulți, pe toți frații și surorile din biserica aceasta. Dacă am înțelege ori de câte ori putem,
Sunt cazuri de excepție, nu sunt absurd. Sunt cazuri de excepție, că nu putem fi împreună. Dar ori de câte ori, dacă noi nu suntem împreună, și mai mult atât, dacă noi ne prețuim unii pe alții, venirea noastră la o altă, sau mai mult împrăștiată, nu la o altă, nu aduce nicio roadă. Vrem toți să fim vorbitori foarte buni în biserică, vrem toți să fie sala plină, dar sala plină începe cu noi. Și vorbitorii încep tot din noi. Ne plângem de președinte, președintele dintre noi. Așa popor, așa președinte. Așa adunare, așa vorbitori. Asta este. Noi trebuie să ne ridicăm cu toții. Noi trebuie să fim o familie strânsă. Noi trebuie să arătăm dragoste unii față de alții. De la noi pleacă, nu din altă parte. Vă așteptați să vină cineva din America să spună iubiți-vă unii pe alții? El vine, vă spune și pleacă. Așa suntem. Dar eu tot trebuie să-l ascult pe Cristi fiecare duminică, îmi place când cântă și când mă vine, nu convine. Eu tot trebuie să-l ascult pe fratele Camil, că nu-mi place când mă ascult. Trebuie să-l ascult. Fratele Ungureanu, fratele Ion, care vreți ca să mă simtă cineva exclus. Și pe fratele Arinda, el nu vorbește numai în particular. Doamne, ajută-ne să ne așezăm pe scaunul de prinț și prințesă. Amin. Hai să ne ridicăm fruntea sus. Hai să fim biruitori. Hai să nu ne mai lăsăm băgați prin praf așa. De unul sau de altul. Pentru mine, faptul că Hristos m-a mântuit este atât de suficient, nici nu vă dați seama. Este atât de multă mulțumire că m-a mântuit. Că unul mi-a spus că a zburat prin aer. Mi-a spus unul că s-a ridicat vreo 2 metri de la pământ. Lasă să stea el în aer. El are de o sâncată, un om ca venitul. Că unul mi-a spus cineva că i-a crescut o mână. Lasă-i crească, mulțumesc Domnul că le-a pe amândouă. Lasă să se bucure. Dacă ei cred treaba asta, lasă să se bucure. Noi haideți să stăm în casa Domnului. Să lăudăm. Și mai mult de atât. Să arătăm că suntem frați și surori. Domnul să ne binecuvânteze cu lucrul acesta. Amin. Amin.